Nu știu că folosiți formică. Ce concentrație și în ce perioadă aplicați? Nu te aud clar, te auzi în fundal cu un zumzet. Da, te părtează de microfon cumva. Au de microfon. Acum mă auziți? Nu, te auzi foarte rău. Spuneam că știu că domnul Ionel folosește formicul și în ce concentrație și în ce perioadă aplică formicul. Am o rugăminte. Depărtează de difuzor. Ai ceva ce ți intră în brum. Acum, asta e... Sau vezi că ai umblat, ai umblat microfonul și tu nu-ți faci un contact bun. Ai un contact de masă prost la microfon. Nu-mi dau seama, nu știu ce să fac. Mișcă microfonul. Sau reintră din nou. Credeți că o să intru din nou. Da. La păstură să știi că e muncă multă. Dacă vrei să o faci... naturală, știi? Eu am produs și în România, am produs și aici, dar nu pentru public. Nu pentru public. E un secret aici la păstură, dacă vrei să-l faci din polenul adus de mine. Și e și un joc de rame. Important să știi unde să bagi rama. Când să te muți de pe rama aia, să o muți în altă parte, într-o zonă în care să fie pusă miere și căpăcită, să ai în rezervă acolo, pe urmă, să extragi mierea respectivă, sacrifici rama respectivă, oricum ai sacrifica-o, că e vorba de o ramă de o culoare mai închisă, deci o ramă în care ai avut câteva generații de albine, că altfel albina nu se va îngrămădi, să spun, acolo polen, știi? Și să o pui în așa fel încât să matca să aibă alt spațiu de oasă, nu ți-o umple, să continue să o pe asta, ca tu să poți să o prelucrezi. Și apoi, după treaba, toată treaba asta, după ce s-a extras toată mierea de pe ea, aici iar un truc, tu extragi, dar mai rămâne miere acolo, ca să poți totul să extragi o păstură faină, trebuie să o dai la lins într-o familie de albine și pe urmă o bagi la congelat și ai mașina și o faci. E, munca este și să triez. Cred că ai pus un filmuleț cu am făcut un filmuleț. Da. E multă muncă și spun sincer, bucuria mea a fost că am văzut că copiii mâncau așa grăunțele, știi? Mai o acceptau mai mult decât pe polen. Polenul poate să fie mai necăcios, poate să fie. Păstura era mult mai agreabilă pentru ei. Acum mă auziți? E altceva. Acum ești bine. Acum e bine. Spuneam că știu că domnul Ionel folosește formicul. Ce concentrație și în ce perioadă îl aplică și la ce temperatură? Da, Daniel, formicul eu l-am folosit la 60. Da? N-am folosit niciodată la 85. Tot timpul am mers la 60. Trucul a fost că am avut aplicații și în cuib cu acele Nusenhauer puse pe ramă. Am aplicat și pe rame, folosind diverse suporturi de îmbibare, de la bureții de bucătărie, de la absorbante, de la tot felul de trucuri care le-am considerat care asigura o dispersie mai lentă și omogenă, știi? Și am folosit și în perioadă de curiz de caniculă. În schimb, aici, în contextul meu de Franța, l-am căutat să dau un singur tratament flash, sau maxim două, la 60% concentrație, după ce m-am asigurat că nu mai era puiet. Am prins câteva zile în care am putut să fac treaba asta, și pe rând am dat la fiecare stupină. Temperatura cred că era în jur de 18 grade, ceva de genul ăsta. Riscul este când depășește de 25 de grade. Eu n-am avut niciodată pierdere de albină și de regine la formic. Numai n-ar fi exclus ca totuși albina care este bine înțepată de varoa, aia totuși să nu, știi? Să moară.
Dar nu, eu n-am găsit-o moartă în stup. Păi nu o exclud. N-am stat să cântăresc stupul ca să-mi dau seama dacă este o diferență de gramaj după ce am dat formicul, să dau seama că a murit ceva albină. Dar dacă îl administrez cum trebuie, nu-ți mor albine, nu-ți mor regine. Acum urmează să-mi organizez garajul, să-mi bag curent în el și să-mi fac rame și să fac și acele rame pe care să fixez acele dozatoare Nussenhauer și le voi folosi și în sezonul activ al albinei, dar la altă concentrație. Nu 60, mai mică. Cât vrei să pui? Eu pun cam 40-45. 45 m-am gândit, nu mai mult. N-am început. În evaporatoarele alea care se pun sub, în... Care se pun pe ramă în laterală. Da. Mai sunt alea care se pun sub, în cutia, în fundul adânc. Da, nu, eu asta voi face. Și de unde inspirația, ca să știi că nu eu sunt originarul, și eu copiez și eu învăț de la alții. M-am nimerit în stupină la Cristian Bratu când testa masco. Și am pus mâna, am văzut, am simțit acidul formic, am vrut să văd și ce textură este gelul respectiv. Și am zis, cum pot să cumpăr și eu să le testez. Și a spus, Ionel, e prea scumpe pentru tine, n-are rost să badai banii pentru asta, sunt variante și mai românești. Și atunci am avut o discuție cu Cristian și mi-a spus, uite, mentorul meu are această abordare. Mentorul lui, da, nu-i din România. Ori de câte ori umblă în stup și nu umblă des, dar când umblă, asigură un formic la o concentrație mult mai mică. Și nu are treabă de temperatură atunci. Bine, să nu fie 40 de grade, ca să ne lămurim. Mult mai mică însemnând 40? Nu, să nu fie 40. Poți să ducă de la 25 la 30. Dacă vrei, ești cu puiet, ai puiet în stup, ai puiet căpăcit în stup, da? Și vrei să fie eficient și pe faza, nu doar foretică, și pe varoa care se află în celulă, nu dai un singur tratament, trebuie să dai un bloc de 4. 2 până la 4, cel da. Puțin. Adică cel puțin 2. Un bloc de 4. Da. Și eu aici un la bloc de 4. Eu aici un complet întregat, dar da. Să dai un singur tratament aproape că nu vezi nimic. Dai aproape când, când dai un singur tratament și îl dai în lipsă de puiet, vezi flash-ul respectiv, vezi tot ce a fost da, în fază foretică. A doua zi, a treia zi max. Da, da. Vezi, deci pică ce este fază foretică când ai puiet, a picat tot varoa de pe ea. Dar da. Dacă vrei să afectezi... Care este, albina care este afectată deja de înțepată de păduche va muri. Presupun, eu n-am găsit-o. Nici eu n-am găsit-o. Dar am văzut de populare. Eu n-am găsit treaba asta, n-am putut să reflect treaba asta. Nu este exclus. Este posibil să zboară albina înțepată de varoa. Ai dat așa cum spunea Ionel, lipsa de puiet? Am folosit anul trecut, 2021, și am văzut de populări. Anul acesta am folosit, la fel ca domnul Ionel, pe Pampers. Și nu am văzut de populări, dar în schimb am văzut prea puțin păduchi. Nu mi-ai înțeles. Două, trei săptămâni după. Nu mi-ai înțeles întrebarea. Ai dat în lipsă de puiet sau ai dat în sezon normal? Aveam puiet. Okay. Da. Vorbesc de luna octombrie, încă era puiet. Okay. De asta întrebam de perioadă. Vorbesc, mă refer la lună, efectiv la lună. Eu degeaba spun ce lună am eu aici, că am dat acum, în decembrie, că nu corelăm, noi suntem pe alte puncte geografice. Da, alte temperaturi, da, înțeleg. De asta... Două aspecte. Prima, poți să crezi lipsa de puiet și a doua, avem altă climă. Da, corect. Deci poți să și crezi lipsa de puiet dacă chiar ești interesat de un tratament. Da? Și atunci, de asta te întrebam, dacă ai dat în lipsă de puiet, că e normală de popularea în lipsă de puiet. Pentru că ai o perioadă în care nu ai
Nu ai matcă, nu ai matcă. Na, în nu, perioada când ne-am văzut de populările în anul 2021, încă era și Puiet, dar cu toate acestea, după formii că s-au depopulat. Cred, presupun că a fost albina care a fost înțepată. Au căzut foarte mulți păduchi, dar după aceea ce a rămas până în primăvară.